Uitați-vă ce splendoare este în spatele meu. Câtă culoare, ce pământ bogat și minunat și ce flori frumoase de lavandă. În momentul în care am venit aici, am simțit liniștea sufletească, am simțit cum trupul și sufletul intră într-o oază de relaxare. Este atât de frumos și simt un miros extraordinar de lavandă. Dragii mei, mă aflu în câmpul de lavandă al maestrului Marius Cocean, în comuna Uda, sat Uda de Jos, județul Argeș, la aproximativ 35 de kilometri din Pitești. Este un loc extraordinar, un loc de relaxare, un loc în care poți să-ți faci cele mai frumoase amintiri, cele mai frumoase momente de neuitat cu prietena, cu iubita, cu părinții, cu frații, cu toată familia ta, cu toți cei dragi ție. Această comoară de lavandă a luat naștere în anul 2017. Aici s-au plantat primele flori cu dorința de a aduce bucurie și frumusețe naturii și liniștea oamenilor ce urmează să pășească pe acest pământ. După 7 ani de muncă și dedicare, maestrul Marius Cocean, pe data de 22-23 iunie al acestui weekend, vă invită la cea de-a 5-a ediție a evenimentului Întâlnire cu Parfum de Lavandă, în satul său natal, Uda de Jos, județul Argeș. Lavanda este în plină înflorire și pregătită să înflorească sufletele noastre cu parfumul ei unic. În acest weekend al acestei săptămâni, mai exact 22-23 iunie, o să dansăm împreună o horă sau o stârbă alături de cei mai buni călușari din zonă, trupa din Ostaș Măgura. O să ne ospătăm cu fasole fiartă în tuci, pe foc de lemne, gogoși delicioase și cu limonadă de lavandă. Nu-i așa? Că pentru noi românii, tradiția tot tradiție rămâne. La eveniment putem pleca acasă cu cele mai frumoase buchete de flori violete și alte produse specifice lavandei, precum uleiul esențial de lavandă sau apă de lavandă. În momentul în care veți păși în acest loc minunat, o să simțiți pace și liniște sufletească pe care numai natura ne-o poate oferi. Veniți să ne conectăm cu natura și să ne bucurăm că suntem împreună în splendoarea acestui câmp de lavandă. Până în weekendul ce vine, puteți vizita minunata lavandă pentru momente de liniște și terapie. De ședințe foto, dar și, bineînțeles, vă puteți organiza propriul picnic. Parfumul lavandei poate fi terapie pentru trup și suflet. Veniți să ne distrăm, veniți să ne relaxăm, veniți să ne simțim bine.